Astăzi continuăm studiul nostru, meditația la tema închinării creștine, închinarea adunării. Și vom citi Apocalipsa, capitolul 4, unde vrem să urmărim atitudinea celor de acolo față de Dumnezeu, ce rosteau, ce făceau. Pentru că tema de astăzi la meditația noastră este despre funcția și forma închinării. Iată cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa, capitolul 4. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui din tâi pe care l auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, Suiete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om, și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Suntem la al șaselea mesaj din seria aceasta despre închinare. Ne-am ocupat mai mult de închinarea adunării, comunității. Astăzi vom medita la contrastul acesta sau la complementaritatea aceasta între funcție și formă. Funcția ce înseamnă, ca să lămurim termenii de la început, în acest context, funcția înseamnă rolul pe care îl are închinarea. Forma se referă la aspect, la configurație. În închinarea creștină, care e prima? Care se subordonează celelalte? Astăzi vom învăța un principiu foarte simplu de bază, că întotdeauna forma se subordonează funcției. Adică forma în care noi ne închinăm trebuie să corespundă, să fie determinată de funcția închinării. Mai mult ne vom axa pe formă ca să. Lămurim câteva aspecte care ne chinuie de secole. Dar, înainte de a învăța despre forma de închinare, trebuie să ne amintim care este funcția închinării. Pentru că, da, funcția determină forma. Ne vom referi la închinarea publică în adunare. Este datoria noastră să recuperăm închinarea adevărată în mijlocul adunării. De ce acest subiect este așa de important? Pentru că, așa cum ați sesizat în ultima vreme, în ultime ani, are loc o schimbare a formelor de închinare. Uh, Vă amintiți cei mai în vârstă, nu, nu zic bătrâni, cei mai în vârstă, cum ne închinam noi în copilărie și în tinerețe? Mai seamănă forma aceea de închinare cu forma de închinare de astăzi, chiar în biserica aceasta, Biserica Speranța. Evident că nu seamănă. Dar există o presiune. Prea mare astăzi, cred, și datorită mediei, internetului și modelelor propuse, care vin de obicei din partea de vest pentru noi, creștinii protestanți evanghelici. Presiune ca să facem schimbări. Oare sunt totdeauna necesare? Uh, mereu veți auzi sau ați auzit deja. Despre relevanță, presiunea relevanței. Ce înseamnă să fii relevant? Înseamnă să fii distinctiv, ceva, să faci ceva ce să atragă atenția și să țină atenția. Asta înseamnă să fii relevant. Un predicator relevant este unul care vă captează, vă ține atenți. Dar nu vă lasă să vă plictisiți, să faceți altceva, să vă jucați pe telefoanele mobile, biserică și așa mai, deși e foarte greu pentru predicatori să-și îndeplinească acest obiectiv. Dar biserica este supusă acestei presiuni, să fie relevantă. Dar de ce este această presiune? Nu cumva se urmărește Mulțumirea închinătorilor, închinătorilor. Pentru că, în mod biblic, ar trebui să ne uităm ce vrea Dumnezeu de la închinarea noastră, ce așteaptă El, și apoi să ne adaptăm noi formele de închinare la ceea ce vrea El. Dar dacă începem cu noi, cu oamenii, atunci închinarea devine antropocentrică, adică omul e pus în centru. Mai există un motiv pentru care multe biserici sunt în tensiune acum. Nu știu ce să facă cu ce au moștenit, cu ce va fi, cu presiunea aceasta contemporană, și anume am auzit mereu. Acest motiv. Trebuie să schimbăm ceva pentru că, dacă nu, ne pierdem generația tânără. Tinerii nu vor mai rămâne în biserică dacă nu schimbăm, ne ajustăm și noi după cum este trendul, după cum sunt modelele care vin din vest. Deci, problema mea este să vedem dacă aceste. Observații, așteptări sunt realiste. Putem să dăm un răspuns la aceasta? Ne vom uita și la textele biblice, deși nu sunt foarte multe. Apropo, Noul Testament nu s-a ocupat cu a ne da un model de închinare, de liturgie. V-am mai spus, cuvântul liturgie din limba greacă înseamnă închinare. Deci, că spui liturgie, că spui închinare, e același lucru. Este o diferență pe care am să o sesizez mai târziu, dar nu avem în Biblie Noul Testament, pentru că acesta e reperul nostru principal pentru viața bisericii. Nu avem ceva scris de la Apostolul Pavel, Ioan, Petru, să ne spună, uite, când vă strângeți, începeți așa, continuați așa, sfârșiți așa, o închinare. Ba mai degrabă, după cum vom vedea, există o mare diversitate de manifestări în închinare. Deci, aș vrea întâi să vorbesc despre funcția închinării. Dacă acest aspect îl lămurim bine, vom ști să vorbim și despre formele de închinare. Deci, funcția închinării. Am mai atins acest subiect chiar în primul mesaj din seria aceasta. Dar. Fac un sumar, adun câteva idei ca să clarificăm. Ce spune Biblia, așadar, despre rolul pe care îl are închinarea bisericii? Închinarea este un răspuns al omului la revelația de sine a lui Dumnezeu. Deci, noi știm din scriptură pentru că aceasta e descoperirea Lui Dumnezeu, ne învață Duhul Lui Dumnezeu, este o moștenire în care trăim, toate acestea adunate ne-au învățat multe despre biserică, despre creștinătate, despre Isus Hristos, despre Dumnezeu. Închinarea noastră este un răspuns pe care îl dăm, nu la toate tradițiile, ci la revelație, adică la ceea ce Dumnezeu a descoperit sau ne-a arătat. Și de aceea, într-un anume sens, închinarea este căutarea feței lui Dumnezeu și intrarea în prezența Lui. Când ne strângem noi la oaltă, primul obiectiv nu este să ne simțim bine unii cu alții, deși și acesta este un, o, un, o funcție a strângerii și a închinării noastre, dar nu este prima dintre ele. Vă amintiți că două funcții de bază are închinarea de la început, cum am spus, și anume, 1. Să-L glorifice pe Dumnezeu. 2. Să schimbe închinătorul. Dacă aceste două obiective sunt și altele, dar acestea două obiective le urmărim, sunt suficiente, așa, atunci vom ști și ce forme să alegem de închinare ca să îndeplinească aceste două funcții. Când ne uităm în Vechiul Testament, evident, acolo găsim că închinarea era teocentrică, adică Dumnezeu era în centru, niciodată omul. Și de aceea, încă de la început, citim în Exod 20 cu 3, colegii de la tehnică, dacă mă ajutați, ne mișcăm și mai repede. Uitați ce scrie. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Aceasta este baza, este o poruncă din decalog. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Adică Dumnezeu cere exclusivitate. Da. Aici nu se pomenește de îngeri sau de oameni. Nu există loc atunci când dai glorie Lui Dumnezeu pentru ființe angelice sau ființe umane. Acum, e adevărat că uneori noi oamenii am exprimat uh, credința noastră, atașamentul, datoria noastră față de Dumnezeu prin artă. Artele creative nu sunt în sine păcătoase, dar pot deveni atunci când, Devin mijloace de închinare. De aceea, după cum observați, în adunările, în clădirile bisericilor protestante evangelice, nu există icoane, nu există statui. Avem un ceas la care eu trebuie să mă uit mereu, da? dar o biserică matură nu se uită la ceas. Dar un predicator matur se uită. Avem instrumente, avem câte ceva, avem central ce un amvon, un loc de unde se predică Cuvântul Lui Dumnezeu, avem o scenă, uneori avem aici baptistierul, nu? Presupun că este loc sau în partea aceea baptistier, pentru că este un semn, un simbol al unei uh, uh, convingeri, unei învățături și practici a Bisericilor Evanghelici, anume botezul când se face se ia masa Domnului, cina sau euharistia, avem și o masă de unde se împarte vinul și pâinea. Deci, într-un anume sens, avem și noi artă în închinările noastre, dar sunt discrete, cad în plan secundar, n-au voie da, toate aceste elemente artistice să ne distragă atenția de la Dumnezeu care e în centrul închinării noastre. Da? De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate fi descris vizibil fără a i se întuneca gloria. Oricât am încercat noi să îl reprezentăm, nu se va putea. Dumnezeu nu poate fi descris vizibil fără a i se întuneca slava. De aceea Dumnezeu a cerut exclusivitate. Și uh, ce mai văd în Vechiul Testament pregnant, adică prezent mereu, este faptul că Dumnezeu cere și poporul așa înțeles, prorocii au repetat mereu că uh, atunci când te prezinți înaintea lui Dumnezeu în închinare, trebuie să o faci cu pioșenie, cu evlavie, cu reverență. Chiar și atitudinea trupului ar trebui să fie o atitudine de reverență. Da, a ne ridica în picioare este un semn de respect pentru Dumnezeu. A te pleca pe genunchi e un alt semn de respect. Nu concurează una cu cealaltă. Nu, vă rog să nu faceți clasificări. Pentru că avem o problemă. Dacă ar fi să facem o clasificare în vechi Biblie... Destul de des, că îți prosternarea, adică să stai aproape lipit de dușumea de pământ, ca semn al închinării tale sau al jalei tale, plângerii tale. Deci există diverse forme și uh, prin care pot să-ți exprimi reverența față de Dumnezeu, chiar simpla plecare a capului sau îngenuncherea, cum am spus, prostenarea și altele. Acestea sunt semne de reverență, de respect față de divinitate. Le găsim în Vechiul Testament. Mai puțin, într-adevăr, sunt prezente în Noul Testament, încă o dată vă spun, pentru că nu s-a ocupat niciun apostol să ne dea uh, o listă de uh, cereri sau structură clară a unei închinări publice. Totuși, în Vechiul Testament mai găsim ceva, și anume că închinarea depinde foarte mult de cunoașterea lui Dumnezeu. De cum îl cunoști. De aceea, tot ce faci trebuie să se alinieze acestei cunoașteri. Cum îl vezi pe Dumnezeu? Cum îl înțelegi pe Dumnezeu? Să vă dau un exemplu legat de numele lui Dumnezeu. Noi nu prea suntem atenți astăzi la acest aspect, dar evreii au înțeles foarte mult că atunci când se închină înaintea lui Dumnezeu, trebuie să rostească numele lui Dumnezeu. În, în această închinare, prin a-i aminti Domnului numele, da, numele slăvite, glorificate, ce faci? Scoți în evidență caracterul lui Dumnezeu, pentru că numele lui Dumnezeu asta face. El, de exemplu, când s-a prezentat în Exodul 3, eu sunt cel ce sunt. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu există în sine. Asta e numită aseitatea lui Dumnezeu de creștin. Adică Dumnezeu -are voie, nu a avut nevoie de nimic să existe și nu va avea niciodată nevoie de nimic. El există în sine. Noi avem nevoie de Dumnezeu să existăm. Dar el nu are nevoie de nimeni să existe. Eu sunt cel ce sunt. Nici unul dintre noi nu poate afirma aceasta. Și alte nume ale Lui Dumnezeu. În Psalmul 100, versetul 5, iată ce citim. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Ați auzit mereu acest verset, pentru că apare și în alți psalmi. Este foarte frumos, este repetabil, dar merită să-l spui nu odată. Și apropo, când nu știi ce să-i spui lui Dumnezeu, dacă citești Biblia și înveți psalmii, vei ști ce să-i spui. Că numai atâta trebuie să memorezi câțiva psalmi de laudă și să-i rostești. Sunt cântări foarte frumoase care redau, tot așa, atributele Dumnezeu în, în laudă și cred că am mai menționat lucrul acesta pentru cântăreții noștri și cei care pregătesc o, orice închinare. Când se începe slujba de închinare, liturgia, când dai glorie lui Dumnezeu, totdeauna să începeți cu o cântare de laudă. Să nu începeți cu cântări despre om, ci cântări care să scoată în evidență atributele lui Dumnezeu, ceva de sfințenia lui Dumnezeu. Ceva de a tot puternicia lui Dumnezeu, de mila și bunătatea lui Dumnezeu. Când trecem în Noul Testament, închinarea devine cristocentrică. De ce? Pentru că Biserica așa l-a văzut pe Hristos. Sigur, Dumnezeu era din nou în centrul vieții creștine. Nu a fost o separare, nu a fost o. Uh, o delimitare așa, a, am terminat cu Dumnezeul Vechiul Testament, acum ne mutăm la Dumnezeul Noul Testament, nu, Dumnezeu este același. Dar acest Dumnezeu care ni s-a descoperit în Fiul Său, Iisus Hristos, Logosul întrupat, cuvântul care a venit la noi și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, acest, această manifestare, dacă vreți, această descoperire personală a Lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul între noi și cu noi, a rămas imprimantă, imprimată în mintea și în inima creștinilor. Și ei, când au început să se închine, au făcut o tranziție, după cum vom vedea, și la forme, dar uh, l-au pus pe Hristos în centru, pentru că prin El avem totul. Ne ave, ave, El avem mântuirea. Uitați, de pildă, în Coloseni, capitolul 1, uh, cred că versetul 15 începe. Câteva versete sunt acolo care sunt chiar bănuite că ar fi un imn creștin, o cântare creștină care îl are în centru pe Iisus Hristos. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, pentru că e foarte coerent, e plin de miez, multă teologie aici. Coloseni, capitolul 1, da? de la versetul 15, ce zice așa? El este chipul Dumnezeului celui nevăzut cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, el este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el, el este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Și așa mai departe. Câteva vesete uimitoare, ați văzut ce concentrate sunt, ce scot în evidență? Îl scot în evidență pe Hristos. Cam așa se închinau creștinii. Cum seamănă, prin comparație, închinările noastre de astăzi? Îl scot ele în evidență pe Domnul Hristos? În Noul Testament, creștinii, în perioada Noului Testament, după ce s-a născut biserica prin puterea Duhului, creștinii au mai avut un ajutor. În Vechiul Testament, evreii aveau legea. Se uitau legea și ce cere Dumnezeu la închinare? Și spuneau, asta, asta, animale, jerfă, detalii, ceremonii. Când Hristos a venit, nu? El a fost sfârșitul legii. A împlinit legea în el. I-a dat o altă dimensiune. A spus așa, cei din vechime n-au înțeles spiritul legii. Care miezul, partea spirituală, se ocupau doar de exterior, de formă. Și-au uitat de funcția închinării. Care era să îl laude pe Dumnezeu și să schimbe închinătorul și atunci Hristos nu mai insistă ca să ținem legea, ceremoniile, rânduielile din, din vechime. Și așa au înțeles și primii ucenici, așa au înțeles apostolii și tranziția aceasta s-a făcut destul de clar. Acum toți apostolii, da, când scriau aceste epistole, scriau unor biserici. Îi învățau ce să facă, e adevărat. Închinarea, cred că s-a învățat, poate din tradiția orală, noi nu o avem, nu s-a înregistrat nimic, să știm ce învățau apostoli, ce să se facă, aici și acolo găsim câteva exemple, dar Duhul i-a învățat. Ei, asta e noutatea. În Vechiul Testament, toți erau cu ochii pe lege, pe, script, pe ce este scris. În Noul Testament, Duhul îi învăța pe creștini cum să se închine. Când vă amintiți de cinzecime, când s-a coborât Duhul Sfânt peste cei prezenți, ce au făcut prima dată creștinii după ce s-au pocăit, da? s-au întors la Dumnezeu? În Faptele Apostolilor 2 cu 42 găsim patru lucruri pe care le-au făcut. 1. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Și textul continuă, pentru că făceau și alte activități. Dar ei nu știau ce să facă, Duhul însă i-a învățat ce să facă. Și de aceea, eu cred că același Duh Sfânt, care i-a învățat pe primii creștini, prin apostoli, este prezent cu noi. Și El ne învață cum să ne închinăm. De aceea, închinările noastre și forma noastră de închinare trebuie totdeauna să fie verificată da? de către Duhul lui Dumnezeu. Că nu avem standard nicăieri. Cum exact să facem? Duhul ne învață. Adică, ce vreau să spun, și asta e foarte important, e acest aspect, că în perioada aceasta Bisericii există o dinamică a Duhului Sfânt în închinarea bisericii. Această dinamică nu poate fi localizată, cuantificată precis. Asta, asta e exact, așa a făcut Duhul atunci, face și acum. Nu, e posibil ca Duhul să fi făcut anumite lucruri, să-i fi învățat pe primii creștini anumite aspecte ale închinării și apoi pe următoarea generație să o fi învățat altfel. Și pe noi altfel, uitați-vă, de aceea v-am întrebat, știți voi cum s-au închinat înaintașii voștri din 100, anul 1921, începând, când s-a început, început Biserica Pentecostală, baptiștii mai devreme, creștinii pe Evanghelie și ei, tot în perioada aceea. Nu știm, nu avem nimic filmat, nici nu contează. Nu contează. Contează principiile care stau în spatele formelor de închinare. De aceea nu trebuie să ne să obiectăm atâta, să ne deranjeze dacă anumite forme, nu mai sunt cum au fost înainte în tinerețea noastră. Eh, au fost cum au fost. Mi-aduc aminte când am cântat într-o biserică cu chitară. Într-o biserică mai o numesc tradițională. Așa de supărat a fost păstorul. Eram student atunci, chiar aici în Timișoara a fost. Așa era de supărat, l-am văzut și la amvon după aceea, era roșu tot. Că până atunci în biserica lui nu s-a cântat cu chitară, decât la orchestră. Dar să vii în față să cânț o cântare spre Saba Domnului cu chitară, chitară a fost deranjant pentru el, pentru că nu s-a mai făcut. Vedeți, încă de atunci am spart tiparele. Am avut și urmări, după aceea nu vi le spun. Dar n-au fost importante. Acum, vă deranjează când cineva vine să cânte cu chitara? Nu, nu are cum. Vă deranjează dacă avem tobe, percuție? Nu v-am văzut foarte deranjați. De ce? Pentru că se schimbă lucrurile, e o dinamică, este ceva ce curge, trebuie lăsat cumva să meargă normal. Dacă, dacă nu, sunt afectate. Principiile fundamentale, de bază. Care sunt? Care-i funcția închinării? Se dă glorie lui Dumnezeu? Se schimbă închinătorul? Este zidit el spiritual când vine la închinare sau nu? Voi reveni la aceasta. Acum, ca rezumat la funcția închinării. Închinarea, deci, nu este o atitudine pasivă ci o activitate participativă. De la început am văzut acest lucru. Biserica de la început, așa cum am citit și în Apocalipsa 4, câtă activitate era în cer. Să-L glorifice pe Dumnezeu. Ce participare și cei 24 de bătânci, dacă veți citi capitolul 5, veți vedea că o oștirile, mulțimea se strângea acolo și lăuda pe Dumnezeu. De ce? Contează acest lucru. Să participăm toți la a scoate în evidență vrednicia lui Dumnezeu. Asta spune versetul 11, te rog, Apocalipsa 4 cu 11. Ce spuneau uh, cei din cer? Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, uh, cinstea și puterea. Vrednic e și te rog, capitolul 5, uh, versetul 9 când mielul este în centrul închinării Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru, spune, cântau o cântare nouă cei din cer și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețele ce ai fost jungheat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norș, de orice neam. Versetul 12, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost jungheat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și gloria. Ce cuvânt se repetă? Vrednicia. Asta trebuie să scoatem în evidență și forma în care o facem mai puțin contează. Când scoți în evidență vrednicia lui Dumnezeu, atributele lui, numele lui Dumnezeu, prin cântare, prin rugăciune, prin predicare, atunci aceasta îl mulțumește pe Dumnezeu și asta îi aduce glorie lui. Deci, al doilea lucru care rezumat aici, închinarea, nu e, ați văzut o îndelegnicire privată a cuiva, ci este o lucrare comunitară. Primii creștini au înțeles lucrul acesta și de la început s-au strâns împreună. Au înțeles că puterea stă în comuniune, în comunitate, mai ales în perioada persecuțiilor. Așa cum vedem și scena din cer, împreună toți se închinau lui Dumnezeu, nu era individual, toți împreună. Și Duhul Sfânt de la început i-a strâns, i-a pus pe primul ucenici să stea împreună, să facă și lucrări, într-adevăr, de tot felul, de implicare socială, de ajutorare, dar și să se închine împreună. De aceea nu există scuză pentru cei care se izolează și nu vor să participe împreună cu ceilalți credincioși la închinare. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeu te va trimite la închinare împreună cu ceilalți. Duhul lui Dumnezeu te motivează, te vindecă, te împuternicește, te zidește, dar și împreună cu ceilalți. Nu doar. Singur. De aceea, închinarea, vedeți, spuneam, nu este un ritual inofensiv, ci o relație transformatoare. Și asta așteptăm toți, nu? De aici să plecăm mai buni. De aici să plecăm mai întăriți, mai încurajați, mai dornici să-l onorăm pe Dumnezeul nostru. Și alți oameni al Dumnezeu au trecut pe aici și ne arată ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu în mijlocul adunării și să experimentezi nu? prezența Lui. Moise, când a fost pe muntele schimbării nu? și unde a primit legea, Isaia, vă amintiți Isaia 6, vedenia aceea extraordinară care l-a schimbat pe el și i-a schimbat traiectoria vieții. Apostolul Pavel mărturisește și el în Corinteni, în 1 Corinteni 2, despre lucrurile care nu se pot descrie din, e, forma, în forma cealaltă de existență, dar cerească, cum om o numim noi, și în 2 Corinteni, capitolul 12, când vorbește despre faptul că el cunoaște un om în Hristos care, zice, a fost până la al treilea cer, că a fost cu Duhul, nu știe, că a fost cu trupul, nu știe. Dumnezeu știe, dar a văzut, a cunoscut lucruri extraordinare. Ioan, pe insula Patmos, ce vedere a avut Apocalipsa, este rezultatul unei astfel de întâlniri cu Dumnezeu. A fost o întâlnire transformatoare, o formă de închinare în prezența lui Dumnezeu, care ne-a adus o carte binecuvântată. Întotdeauna când vii la închinare, ar trebui să te aștepți la două beneficii, funcția închinării, ce rol are și pentru tine. Două beneficii. Să te sfințească și să te motiveze la slujire. Am observat acest, acest tandem, aceste două lucruri prezente în Vechiul Testament mereu. Când Dumnezeu se redescoperea, când Dumnezeu vorbea poporului, Poporul era motivat să se sfințească și nu numai atât, să slujească. Nu doar să te sfințești, ordinea este corectă, să știți, întâi trebuie să fii sfințit ca apoi să te duci în slujire. Niciodată invers. Și pentru aceasta s-ar putea ca Dumnezeu să te confrunte cu realitatea sfințeniei Lui. Să te conștientizeze ca pe Isaia de păcătoșenia ta. Și să te convingă prin puterea Duhului să te schimbi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amen. Asta e funcția închinării. Vedeți ce poate face o închinare, adică. Acum trecem la forma închinării. Dumnezeu, de la începutul existenței poporului Său, când le-a dat legi, a impus niște forme de închinare. De exemplu, Dumnezeu a cerut în Exod 20 cu 24, așa, să-mi ridici un altar de pământ, pe care să-ți aduci ardele de tot și jertfele de mulțumire. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. În principiu, aceste cuvinte sunt aplicabile și pentru noi. Ca principiu, zic. Noi nu mai aducem jerfe, oi și boi, da? animale pentru jerfe, dar în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. De ce am construit biserici? De ce Dumnezeu a cerut un cort al întâlnirii? în perioada, știți, celor 40 de ani în pustiu. De ce Dumnezeu a cerut zidirea unui templu? El și-a pus numele pe, sau în două cetăți, Ierusalim și Ilo. Aceste cetăți da, și locuri de închinare au devenit centre de închinare pentru popor care se adunau să chemece numele Domnului. Deci, găsim cerința aceasta din partea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. În principiu, aceasta nu s-a anulat. Deci, și noi, creștinii, trebuie să uh, înțelegem dorința lui Dumnezeu. E în, în folosul nostru să știți că dacă. Nu ar fi așa, fiecare e la casa lui, fiecare în uh, 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 țara lui și uh, poate să meargă oriunde. E adevărat, tot pământul e al lui Dumnezeu, dar de ce Dumnezeu a cerut totuși să ne strângem la un loc? Este un alt uh, sentiment pe care îl trăiești împreună cu ceilalți. Dumnezeu promite binecuvântări. Nu neapărat suplimentare, dar binecuvântări mai intense, poate, atunci când credincioșii se strâng la oaltă. Cred că acest lucru este valabil și pentru Noul Testament. Da, anumite forme din Vechiul Testament nu mai erau obligatorii pentru creștini, dar totuși, Duhul lui Dumnezeu i-a învățat pe primii creștini să se strângă la oaltă în case, în anumite locuri, în templu, în sinagogi se strângeau, să știți. Mult timp, în secolul I și în secolul II, creștinii căutau un loc unde să se strângă. Cine i-a învățat lucrul acesta Duhului Dumnezeu? Și cred că același Duh ne călăuzește și pe noi. Și este o normalitate, așa este. Deci există o formă de închinare și în Noul Testament pe care noi o acceptăm. Dar, evident, pentru noi accentul acum nu cade pe o clădire. Clădirea este doar parte de suprafață, clădirea bisericii, la ea mă refer. Este bună, este utilă clădirea, slujește, dar nu totdeauna. exemplu, în perioada persecuțiilor creștinii nu aveau unde să se strângă, nu li se permitea să se strângă în clădirile lor. A trebuit să se strângă în alte părți, să stea ascuns. Ați auzit de catacombele romane, un fel de tuneluri sub pământ. Și acolo trebuiau să, să, să stea mulți ani de zile. Acolo trăiau, acolo mureau, acolo erau îngropați. În catacombele romane veți găsi în perete, da, locuri pentru a pune mortul. Da? Nu erau sicrie, cum avem noi astăzi. Deci, și s-au găsit de asemenea în aceste catacombe locuri, un fel de altare de închinare. Da? Acolo era un fel de centru, chiar pentru cei creștini de sub pământ, unde se strângeau pentru închinare. Și acolo ideea de a se strânge la oaltă exista. Deci o formă de închinare a existat în toată istoria bisericii. Noi astăzi, cu aer condiționat, condiții minunate, nu avem de ce să ne plângem. Poate că ar trebui, ori de câte ori te apropii de clădirea bisericii tale, să-i mulțumești lui Dumnezeu că există o clădire, există un loc unde să vă strângeți și în libertate. Deci, ce s-a întâmplat cu formele în perioada Noului Testament? Am câteva, trei, patru principii aici, așa, doar ca să avem o structură mai clară de înțelegere. În primul rând, Noul Testament nu sugerează nici o formă de închinare standardizată, fixă. Iisus Hristos, Domnul nostru, a schimbat foarte multe forme de închinare vechi, da, care erau ineficiente spiritual. El a dat tonul, dacă vreți, tonul pentru acest principiu. De exemplu, Isus Hristos a învățat pe ucenici să refuze postul la comandă. Da. El este cel care a abolit sabatul. El este cel care a condamnat anumite rânduieli omenești, tradiții omenești. El este cel care a spart tiparele și în relații, când stătea de vorbă cu vameșii și păcătoșii și a fost criticat pentru aceasta. Vedeți cum Isus a venit cu un alt spirit? Și ucenicii așa l-au citit, așa au înțeles. Regula de bază, cum spunea în Osea 6 cu 6, deși textul era și pentru evrei, dar nu l-au înțeles, milă voiesc, nu jertfă. Totul s-a mutat, vedeți, Iisus și apostolii au înțeles și au făcut niște schimbări de forme foarte importante. De exemplu, Ștefan, primul martil, vorbea de un alt templu. Pavel vorbea despre alte jertfe, Limbajul sacrificial a fost spiritualizat, dacă vezi, de Hristos. Hristos este Paștele nostru care a fost jerfit. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Ați observat ce schimbări majore. S-au luat niște forme din vechime și li s-a dat o conotație spirituală, o greutate spirituală. Dar asta nu înseamnă că primii creștini nu -au, n au avut niște forme de închinare, dar închinarea creștină, așa cum o văd eu, o citesc din Scriptură, e o combinație între forma de închinare din sinagogile evreiești și instrucțiunile primite de ucenici în camera de sus, Poate în timpul celor 40 de zile după înviere, când Iisus i-a învățat despre lucruri privitoare la Împărăția Lui Dumnezeu și apoi au învățat și de la Apostolii Domnului. De exemplu, de la sinagogile evrești s-a păstrat o structură de bază. Toate sinagogile funcționau așa. Întâi era un fel de laudă adresată Lui Dumnezeu, o laudă comună, prin psalmi recitarea unor psalmi, prin anumite binecuvântări, invocarea numelui lui Dumnezeu, o invitație de a te gândi la Dumnezeu. Asta era o parte a slujbei într-o sinagogă. A doua erau rugăciunile. Erau niște rugăciuni, unele tipizate, învățate, din vechiul testament, cum ar fi Shema Israel, din Deuteronom 6, și care are și sunt și repetate și în alte texte. Se recitau astfel de rugăciuni foarte diverse, de altfel. Și al treilea, a treilea element în structura de închinare în sinagogi era învățătura care însemna citirea, citirea legii și prorocilor, o traducere din ebraica veche în aramaică pentru poporul Israel de atunci. Și apoi urma predica Tălmăcirea, explicarea legii, explicarea prin învățătură. După cum vedeți, acestea trei cam sunt și astăzi în închinarea noastră, creează coloana vertebrală, da? Păi, nu avem și noi laudă prin cântare? Avem. Sau recitare? Avem rugăciuni? Avem și noi rugăciuni? Avem și noi cuvântul în centru, explicarea lui, citirea lui? Avem. Deci, vedeți cum creștinii n-au făcut schimbări uh, totale, adică radicale, au păstrat anumite elemente din închinarea evreilor. Și, apropo, și timpul uh, de întâlnire al uh, evreilor în sinagogă se încheia cu rugăciunea de binecuvântare și cu acel amin pe care îl rostim și noi. Toate zic aceste elemente se regăsesc în închinările creștine. Standardizarea închinărilor noastre a venit mult mai târziu. Undeva pe la mijlocul secolului II, deci anul 150, atunci conducătorii bisericii din perioada aceea au zis: trebuie să ne închinăm cumva uniform. Toți creștinii răspândiți în tot Imperiul Roman în vremea aceea trebuie să știe ce să facă când se strâng la oaltă. Și atunci s-au introdus elemente, dacă vreți, în plus față de ce v-am spus, elemente noi, cum ar fi citirea epistolelor apostolilor, o predică a dintre lideri, ca și la evrei de altfel, rugăciunile comune, da, erau... Sunt dovezi clare. Cina Domnului, care se lua săptămânal, da? distribuirea elementelor cine de către diaconi, da? deci diaconi mergeau și împărțeau cina în popor, și apoi mai găsim și colecta pentru săraci, care era din când în când făcută de aceste adunări. Și alte mici elemente, dar cel puțin acestea le regăsim încă în secolul II. Deci, un fel de structură exista deja, care s-a schimbat, însă, peste 100 de ani, și apoi peste încă 200 de ani arăta altfel. Ce să zic, peste 400 de ani după ce creștinii au avut libertate religioasă, totul aproape s-a schimbat. În final, să știți că Biserica, în secolul IV, deci, 350, după 350, anul 400, a acceptat, a adoptat câteva liturghii standardizate pe care Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică le folosesc și astăzi pentru închinarea lor. De aceea nu semănăm. <laughs> închinarea în Biserica Ortodoxă nu seamănă cu a noastră. Ea este o închinare bine scrisă, cu multe elemente din Sfânta Scriptură. Miezul credinței noastre este prezent în textul liturgiei. Dar sunt, vă dați seama că de cât, de 1500 de ani mai mult, bisericile acestea ascultă aceeași liturgie. Ascultă aceleași cuvinte. Uh, am vorbit cu credincioși uh, care, sigur, uh, sunt uh, parte acestor biserici. Unii mi-au spus, nu ne plictisim niciodată, găsim totdeauna un cuvânt potrivit pentru noi, alții sunt și arată și ei nemulțumiri că s-ar putea schimba, aduce la zi, în cel puțin limbajul care e foarte vechi și greu, dar noi nu vorbim acum despre... Uh, creștinii din alte biserici, ne referim la noi. Ce s-a întâmplat este că după Reforma protestantă din 1517, începând, dar mai ales după 1530, bisericile noi care s-au desprins din Biserica Catolică și au fost numite biserici protestante, care apropo la ora aceasta, am citit o statistică recentă. Nu? În lume. Se duc biserice protestante, 650 de milioane, cam așa ceva, am înțeles. Deci, foarte răspândite, au și foarte multe modele sau tipuri de, de închinare. Ce au făcut însă? Au schimbat radical anumite lucruri, cum ar fi renunțarea la liturgia standard. Nu mai doreau să. De exemplu, să în fiecare duminică să audă liturgia lui Ioan Gură de Aur sau lui Vasile cel Mare, din când în când. Uh, și au mers pe ideea libertății. Păi, cuvântul e în fața noastră, Duhul este în noi, hai să vedem ce ne spune. Și așa îl găsim, de exemplu, pe un anume reformator, pe nume Ulrich Zwingli, în Elveția, la Zürich, care a fost primul dintre reformatori care au făcut schimbări radicale cu închinarea. De exemplu, el a cerut ca în închinarea bisericii din Zurich, atunci să nu fie muzică, deloc. El este primul care s-a dus să dea elementele cine, de deci să împartă cina Domnului, cum zicem, sau împărtășania el s-a dus la popor, nu a așteptat poporul să vină în față să primească de la preot, cum era în Biserica Catolică. Deci Sfing le-a făcut această schimbare. El este cel care a început, de exemplu, să predice, frați slujitori, e primul care a început să predice din Evanghelia după Matei, predice expozitive, serie de mesaje din Evanghelia după Matei. Și a renunțat la lecționar, la un fel de uh, uh, calendar al predicilor pentru biserică. Se știa în fiecare duminică ce ar trebui să predici. El a renunțat la asta. Deci uh, e unul dintre cei care a deschis ușile pentru forme noi de închinare. De la el ne tragem multe idei, să știți. Nu tot ce a făcut Zwingli acolo, că a făcut și lucruri ciudate, pe care nu vi le spun, dar semnalul a fost dat. Deci, al doilea principiu pe care vreau să-l subliniez astăzi este acesta. Că forma de închinare este fixă și flexibilă în același timp. Deci, nu există o formă fixă, standard, numai aceea să o facem, dar anumite elemente. În închinare, sunt fixe și flexibile în același timp. Să vă dau niște exemple în închinările noastre. Acele elemente fixe, deja le-am spus, cântarea de laudă, rugăciunea, învățătura care implică și predicarea. Dar bisericile evanghelice, de pildă, au adus elemente flexibile, elemente noi, cum ar fi dornicia. Botezul și na Domnului, uneori unele comunități iau cina Domnului în fiecare săptămână, altele odată pe lună, altele, să știți, de patru ori pe an. Sunt tot dintre protestanți. Ce elemente noi, mărturisirile personale, poate n-ați auzit, dar după. Marile treziri spirituale care au avut loc în, nu doar în America de Nord, ci și uh, în Anglia, uh, când sute de mii de oameni s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu și au schimbat viața, bisericile acestea care au trăit trezirea cu adevărat spirituală, o resetare a vieții duhovnicești în toată adunarea, au uh, așa de la Duhul, au fost călăuziți încă o dată, apelez la călăuzirea Duhului aici. Și au zis că trebuie să auzim mărturia celor care și-au schimbat viața. Și atunci îi aduceau în față și spuneam, cum ți-a schimbat Dumnezeu viața? Și cineva mărturisea și era o mare zidire spirituală pentru toată biserica. Și făceau lucrul acesta uh, o perioadă, nu a ținut foarte mult timp, unele biserici au renunțat, dar a existat elemente noi, mărturisirile personale. Apoi, recitarea crezului. Recitarea crezului încă se practică în foarte multe biserici evanghelice protestante. Noi, în România, nu am, nu știu de ce și nu știu cine a Dat tonul ca să se renunțe la recitarea crezului, există crezul scurt, cum se numește, sau crezul apostolic, și există crezul lung, crezul nicio-constantinopolitan, din 325 și 381, care e foarte cunoscut. Cei care ați venit din mediul ortodox, probabil că l-ați învățat. La biserică, acasă, era a, a regulă toți copiii să-l învețe. Și după opinia mea, este un lucru foarte bun. la acela, să știți că și noi îl adoptăm, îl avem. Am acasă o mărturisire de credință și un statut, e adevărat, al bisericilor baptiste, care au fost înaintea bisericilor pentecostale, este din 1918, care e semnat de un lider de atunci, pe nume Ioan Socaciu. Ei, în această mărturisire de credință, de fapt care se numește crezul apostolic al creștinilor, găsiți crezul creștin, Nicio Constantinopolitan, cel lung, inserat acolo, ca partea mărturisirii de credință. Cândva, nu știu cine a zis, nu mai recităm crezul în biserică, ceea ce pentru mine este un minus, Măcar tinerii noștri care nu prea cite scriptura astăzi, și când îi întreb ce cred, nu prea știu ce cred, dacă ar memora măcar crezul. Că nu îi pui să mătușească, să memoreze mătușea de credință pentecostală sau mătușea că e lungă. Dar crezul acela scurt sau crezul puțin mai, mai lung ar trebui învățat și memorat. Pentru că este esența acolo, a ceea ce suntem noi. Și tot mai mult trebuie să știm cine suntem, pentru că va fi tot mai greu să mărturisești cine ești. Deci ar trebui să fie parte, sugerez eu, dar nu, vă rog, frați păstor, să nu, eu sunt aici doar, așa, să dau idei, de adevărat, dar hotările sunt pentru fiecare biserică locală. Însă de ce să nu include măcar o dată pe an recitarea crezului? De ce să nu o facem? Sunt biserici care la cina Domnului o pe lună mărturisește și crezul. Îl recită public. Nu e nici... Apropo, există o piesă muzicală care e aproape tot crezul acolo, măcar, măcar să o cântăm mai o dată pe lună. Deși mai, mai bine ar fi crezul acesta să-l mărturisim. De ce? Pentru că el a fost compus și aprobat de câteva sute de episcopi în secolul IV. Și e moștenirea și a noastră. Acolo sunt câteva afirmații, așa de importante, cum ar fi, de exemplu, că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, născut, nu făcut, de aceeași ființă cu Tatăl. Credeți asta? Sigur. Deci, vedeți cum. Poate că Duhul Domnului ne va împinge, ne va uh, ajuta sau mâna, cum spune 2 Petru 1, ne va mâna să integrăm anumite aspecte din credința noastră, din istoria noastră. Un crez, știți cum funcționează, ca un pod istoric. Ne leagă cu cei din apoi, din dinaintea noastră, cu creștinii primilor veacuri. Nu este o rușine aceasta și nu cred că. Așa cum s-a argumentat de unii teologi protestanți că ar diminua importanța Bibliei. Nu cred lucrul acesta, din potrivă. Crezul este bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să știți. E doar o formă simplificată care, cred, ar ajuta. Deci, ce observăm? Că există forme flexibile și forme fixe. Și aceasta este combinația pe care o încurajăm. Pentru că biserica are o dinamică a ei care pretinde flexibilitate. Deci e nevoie și de stabilitate, de un fel de ritual, da? orice închinare trebuie să aibă niște elemente ritualice, așa cum am avut noi. Am avut rugăciuni, am avut cântare, am avut cuvânt, le ținem. Avem și cina Domnului odată pe lună, deci sunt elemente ritualice, fixe dar e nevoie și de creativitate, de elemente flexibile, să fim deschiși, pentru că Duhul lui Dumnezeu, noi credem, nu că Duhul lui Dumnezeu dă daruri, dar nu ne a epuizat în secolul I. Duhul lui Dumnezeu dă daruri bisericii lui, în funcție și de circunstanțe, de vremuri, și el poate să inspire și să aducă elemente noi în închinarea bisericii. De ce nu? Dar și noi avem Duhul. Dar flexibilitatea în închinare, evident, nu înseamnă renunțarea la formele acelea care formează structura de bază închinării, ci sunt în completarea lor. Și încă un, o afirmație de final este aceasta, că forma slujește funcția. Forma slujește funcția închinării. Este principiul de bază. Altfel spus, funcția închinării determină forma închinării. Inversarea este periculoasă. Dacă știi care e funcția închinării, trebuie să ai un sistem, o structură pentru a o împlini. Și cum alegi dintre variantele posibile? Aș vrea să vă spun că există forme de închinare care au fost decise greșit. De ce? Pentru că unii au spus. Că decidem în funcție de tradiție. Că noi întotdeauna am făcut așa, și asta este un, o afirmație foarte periculoasă în biserica de astăzi. Este ca și cum ai spune, noi nu credem că Duhul ne mai inspiră, ne mai vorbește să fie și altfel. Nu, scopul nu este să perpetuăm trecutul. Pentru că stagnarea este interpretată ca instabilitate, ca stabilitate pentru unii, evident. Dar noi nu credem că trebuie să stagnăm într-un loc. De aceea, o altă greșeală care s-a făcut este ca formele de închinare să fie decise de lideri. Cum îi conducătorul, așa este și forma de închinare. Nu, liderii... Trebuie să asculte și vocea adunării și vocea Duhului și să citească vremurile în care trăiesc. Nu, nu credem în liderii care sunt lași sau care se protejează pe ei înșiși ca nu cumva să aibă probleme și să fie în pericol poziția lor. Aceștia nu aduc nimic nou duhovnicesc, ziditor pentru biserică. Nu. Când formele sunt decise de anumiți lideri, că e vorba de formă tradițională sau formă mai contemporană, asta spune mult și despre lideri. Dar cred că e greșeală ca totul să stea în lideri. De asemenea, există forme de închinare care sunt decise de planurile unei biserici. Și aceasta este greșit. Că sunt unii care spun, da, ce ne folosește să mai cumpărăm instrumente noi? să cumpărăm mixer nou, să cumpărăm, să investim da, pentru închinare, merge așa cum e de la Domnul. Asta este o falsă argumentare da? și nu programul unei biserici decide sau chiar structura de organizare a bisericii. Este tot o formă greșit decisă dacă Închinarea noastră, forma de închinare, este decisă de evenimente, în funcție adică, de activitățile bisericii. Um, sau am întâlnit și eu acest caz în care forma de închinare e decisă de vizitatori. Că în funcție de cine vine, noi schimbăm, ne adaptăm sau nu. nu formele decise corect uh, sunt în funcție de. Sunt determinate de funcția închinării, care este să-l glorifice pe Dumnezeu, să schimbe închinătorii. Când tu, după un timp, vezi că acest lucru nu se întâmplă, că nimeni nu-i schimbat, nu se întâmplă nimic, trebuie să umbli undeva, trebuie să faci ceva. De aceea este nevoie de viziune spirituală, de scopuri foarte clare, de redescoperirea unei închinări autentice. Vedeți, nu este datoria noastră să creăm funcția închinării, ci să redescoperim funcția închinării. Și când formele noastre sunt corecte, strict sau pragmatic vorbind, că acum știu că deja suntem cuplați la, la modul nostru de a ne închina, eu cred așa că... Uh, din, și din experiența pe care o am în pastorală, că forma de închinare trebuie să implice creativitate și varietate. Nu cred că inventivitatea într-o închinare alterează substanța închinării. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut unici, ne-a dat daruri diferite pe care trebuie să le exersăm. Cred că Dumnezeul nostru care e creator este pentru creativitate. Apoi, cred că formele de închinare trebuie să păstreze echilibru între libertate și ordine și rânduială. Avem nevoie, cum am spus, de rânduială, de uh, elemente fixe în închinare, dar trebuie să existe și libertate. Da. Când, exact ce spunea Pavel, zicea, mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Uh. Duhul lui Dumnezeu ne-a dus libertatea și trebuie să ținem la ea. Același Duh Sfânt, sigur, a ne-a învățat cum anumite lucruri să le ținem în rânduială și trebuie orice închinare să fie în rânduială, deci cu niște elemente de ritual, ritualice da, în ele. Și atunci, știți, peste tot unde am călătorit, am discutat, mai ales cu conducători de biserică, există, ridică problema aceasta a tensiunii între generații. De fapt, nu este tensiune între generații, este tensiune între tradiționaliști și progresiști. Dar asta este un alt subiect care merită abordat separat. Mai am încă ceva în ultim gând practic, și anume că schimbarea forme de închinare, se face numai pentru a realiza funcția închinării. Noi nu schimbăm formele de închinare pentru că alții au schimbat. Nu. Trebuie să schimbi pentru că ești convins de urgența schimbării. Da? Chiar și, zic, în biserica primară, anumite ritualuri au fost înlocuite cu semnificații noi spirituale. În concluzia mesajului acesta, care n-a fost deloc ușor, știu, a fost mai mult principial ce ne-a învățat Domnul astăzi, ce am învățat noi de la Duhul Domnului, și anume că funcția închinării este să-l glorifice pe Dumnezeu și să ajute la schimbarea închinătorului. De aceea, regula principală este că formele de închinare trebuie să slujească funcției închinării. Dacă cele, aceste două obiective ale închinării nu sunt realizate, umblăm la forme. Nu e nicio problemă. Istoria închinării creștine nu ne obligă la urmarea unui standard. Nicăieri nu ni s-a dat lucrul acesta. Din potrivă, în libertatea Duhului putem să schimbăm, să alegem alte forme pentru generația aceasta. Dumnezeu așteaptă însă ca dacă faci aceste schimbări de formă, ele să fie de calitate, subliniez, de calitate, creative și cumpătate. Uite că am găsit și o formulă ușor de reținut. Să fie de calitate, să fie creative și cumpătate. Orice, rețineți orice schimbare a forme de închinare, care ajută la realizarea funcției închinării care aduce mai multă glorie de Dumnezeu și închinătorii sunt schimbați orice astfel de schimbare a formelor va fi binecuvântată de Dumnezeu De aceea vedeți întrebarea pentru noi este cât de pregătit ești pentru o schimbare a formelor Dacă nu ești pregătit ce te împiedică nu cumva e problema la tine ești blocat din cauza a firii tale, a tradiționalismului din tine, nu știu, ar trebui să te rogi, cum mă rog și eu mereu, să fiu, să am un duh cumpătat, echilibrat, să țin și libertatea și rânduiala în echilibru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, dar și al slobozeniei. Asta ne-a dus Hristos și la asta ținem. Acestui Dumnezeu, sfânt drept să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amen.